Sistemul de încălzire prin pompe de căldură este un sistem revoluționar pentru instituțiile noastre publice, aș putea spune. Nu este ceva nou. Acest sistem de încălzire funcționează în Europa de zeci de ani, însă presupunând costuri mai ridicate. La noi în țară nu a avut așa mare căutare, să spunem, accesibilitatea fiind redusă, dar am visat mulți ani la acest sistem de încălzire al școlilor, în primul rând, pentru că aici vin copilașii, avem 370 de copii care merită orice efort. Și am reușit, după aproape două decenii, să-mi îndeplinesc acest vis împreună cu echipa primăriei, împreună cu toți specialiștii care au participat și au definitivat acest proiect frumos. Problema încălzirii este, vă dați seama, primordială în sezonul rece, plus utilitățile, pentru că toate școlile au nevoie de autorizarea aceea de funcționare pe care am invocat-o și în Programul Național de Dezvoltare Locală. Acest program, tocmai din aceste considerente, a luat viață. Eu, mai presus de a face o simplă, eu știu, modernizare sau o simplă reabilitare, am gândit strategic pentru anii ce vor urma. Am gândit un sistem nou, economic, un sistem, o energie alternativă care să aducă beneficii în viitorul apropiat. Sistemele de căldură, prin pompe de căldură, sunt diverse, diferite. Sunt trei abordări. Sistemul de încălzire sol-apă, sistemul de încălzire apă-apă și aer-apă. Cel pe care îl vizionăm acum este un sistem de o pompă de căldură apă-apă. Deci agentul din care se face transferul termic este apa din sol, care are o temperatură constantă tot timpul anului, ceea ce îndeplinește niște parametri tehnici, un aport de câteva grade necesar acestei pompe să ducă temperatura până în 60 și ceva de grade chiar. Din acest moment, spre exemplu, temperatura pe turul pompei pleacă cu 49 de grade și se întoarce cu 44 de grade. În parametrii aceștia duce pompa printr-un compresor în prezența curentului electric. Vorbim de principiul frigotehniei. Se obține printr-un consum de 25% din total consum. Dacă facem un calcul, din 100%, 25% este aport de curent electric, deci un sfert, iar 75% este energia provenită, deci temperatura aceasta provenită din apa din sol. Practic, costurile de cu încălzire au scăzut la 25%. Din câte da, era. Putem spune și așa. Deci nu mai vorbim de fochist, nu mai vorbim de lemne, de uscat, de cărat, de pus pe foc, de autorizări, de alte consumuri. Vorbim strict de acest sfert de curent electric. Dacă punem 4-500 de lei pe metru cub la cost, la actual, 5 cubi pe lună în sezonul rece înseamnă aproape 25 de milioane. Noi la curentul electric o să ajungem la 10 milioane pentru 260 de metri pătrați. În jur de 10 milioane. Dar confortul, siguranța, temperatura constantă face toți banii. Este ceva de vis, este ceva care funcționează, după cum vedeți. Intrăm în școală și veți simți ambientul, veți simți confortul
oferit de acest sistem de căldură, urmează să-l mai completăm cu ceva și mai tot modern, cu ventilația cu recuperare de căldură, pentru a asigura un aport de aer curat în sălile de clasă. Le vom monta și pe aceste recuperatoare de căldură, cum le numim noi, ventilația aceasta, și putem spune că avem unul dintre cele mai moderne sisteme de încălzire și ventilație existente pe piață. Câte sisteme s-au montat până acum? Deci 4 și la toate clădirile școli, urmând ca și liceul să beneficieze tot de pompe de căldură, sol, apă. Vă invit să vizitați școala terminată, care așteaptă copiii într-un confort deosebit. Confortul nu ne însemnând doar acest confort termic. Am asigurat și apa și toaletele. Avem, propriu zis, acum avem exces, pentru că între timp terminăm și proiectul de apă canalizare. Vom avea 2 sisteme de apă canalizare independente la școle. Aș putea împrumuta și altora un sistem care mi este de prisos. Deci cel propriu, care înseamnă apă din fărăș plus fosa vidanjabilă, și cel comunal, care înseamnă apă canal epurare. Avem în exces aceste sisteme, deci dacă unul n-ar lucra, îl folosim pe celălalt. Din acest punct de vedere, putem să privim un orizont de alți 50, 70, 80 de ani, dacă ne raportăm la data de înființare acestor școli, circa 70 de ani înainte, sau la liceu și mai mult, 141 de ani, în care doar s-au văruit pereți și s-au făcut mici cârpeli. Aceste școli putem spune că le-am refăcut din temelii, pentru că am intervenit asupra tuturor părților, de la acoperiș până la utilități. Și cât s-a investit sau cât se investește în total în unitățile de învățământ? Aceste școli cu 2 săli de clasă nu sunt niște clădiri, eu știu, atât de impunătoare. Sunt 260 de metri pătrați. Această școală ajunge la 11 miliarde, cu tot cu utilitățile invocate și cu terenul sintetic de joacă pe care îl au copiii la dispoziție. Celelalte în jur de 8 miliarde vechi, 800 de mii de lei noi. Iar liceul? Liceul 64 de miliarde, o lucrare mare, aceea va fi lucrarea noastră reprezentativă, o lucrare pe care o așteptăm de foarte mulți ani, sperăm din toată inima ca anul viitor să poată primi copiii. Deja ne punem mari speranțe să îi primim pe copiii după sărbătorile de iarnă. Probabil, poate ne lasă situația aceasta deosebită creată de acest virus, să ne lasă să ne readucem copiii la școală, pentru că este necesar. Avem mari dificultăți în acest mod de studiu online, pentru că efectiv tabletele, dacă am încercat cu număr, deci cum se practică în toată România, noi fiind zonă de graniță, semnalul este foarte, foarte prost și nu avem nicio siguranță de funcționalitate. Am probat în cel puțin 2-3 din teritoriu, nu se poate face studiu online, pentru că intratul pe această platformă este aproape imposibil. Am depus și un proiect pentru fonduri europene, pentru dotarea cu tablete și a tuturor copiilor, să dăm tuturor copiilor tablete și profesorilor, laptopuri și așa mai departe, dar între timp am vorbit cu firmele de profil să încercăm să ducem cablul cu fibră optică. Ar fi singura soluție viabilă și fezabilă, pentru că altfel rămânem cu niște jucării, cu niște device-uri pe care nu le vom putea folosi în modul acela pragmatic și pentru care pentru care m-a apelat la acest sistem. Deci nu va fi ceva funcționabil și n-are rost să aruncăm banii în ceva doar așa, numai de dragul de a puncta, eu știu,
o necesitate, că am făcut și noi, ne-am dotat și noi, dar ne uităm la acele echipamente. Eu vreau să fie funcționale, dar speranța mea este ca într-un timp foarte scurt copiii să revină la școală, profesorii la catedră, să facem un învățământ așa cum se face dintotdeauna, pentru că apar mari deficiențe în sistemul de educație. Privind infrastructura școlară, mă declar, după atâția ani de insistență, mă declar mulțumit. Am ajuns la standardul pe care l-am visat cu ani în urmă și pot acum să privesc cu satisfacție cum niște centrale termice pot fi controlate de pe telefonul mobil. Este un vis împlinit și sper ca mulți copii și multe generații de astăzi înainte să aprecieze, să se bucure de aceste condiții, să se bucure aici, la școală, după ce ne calcă pragul școlii și văd în ce condiții pot învăța, se pot juca, se pot pregăti pentru viață. Aici avem un termostat pe care îl poate folosi și centralistul. Este reglat la 21 de grade și vedea că aici sunt 21 de grade verificate în termometru ca pentru.